încă un cadru medical din Buzău a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică, este vorba despre un bărbat de 67 de ani din Buzău, asistent în cadrul policlinicii Nicolae Titulescu din municipiu. Ca urmare a faptului că este al doilea caz confirmat în această unitate medicală, DSP a luat decizia întreruperii activității celei mai mari policlinici din județ pe o perioadă de șapte zile, după care se va retesta întreg personalul ambulatoriului. În funcție de rezultatul acestor testări, autoritățile sanitare vor decide măsurile care se impun. Ancheta epidemiologică este în desfășurare. Asistentul medical depistat pozitiv cu coronavirus a fost deja internat în Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat. Tot la unitatea medicală din Râmnicu Sărat a ajuns în ultimele 24 de ore un tânăr de 30 de ani din Râmnicelu, care a prezentat simptomatologie specifică bolii și a fost testat, iar rezultatul a fost pozitiv.